Hei, salutare dragilor! Iată că în a cincea zi de vacanță aici la Fenicia am prins o vreme mai puțin plăcută, cu nor. Deși este nor, adie așa briza mării, foarte multă lume este încă pe plajă. Nu sunt încă în apă, pentru că apa oricum este rece, pentru că e un fenomen ciudat de curenți care plimbă apa și este rece. O singură zi am prins apă caldă și ne-am și bălăcit. Este marți și este încă foarte multă lume aici la Fenicia. Cred că este plină tot sezonul, nu cred că mai găsești locuri. Trebuie să-ți cumperi de vreme. Se pare că e un complex foarte, foarte căutat. Și faptul că este nou, dar și că sunt servicii bune din punctul meu de vedere. Aici lângă Fenicia mai există Palm Beach Hotel, Hotel Oltenia, Maramureș, și probabil că în spate încolo mai sunt câteva. Cum v-am mai spus, complexul Fenicia se împarte în trei hoteluri: panoramic, amfiteatru și belvedere. Are două restaurante unde poți să mănânci la all inclusiv, unul în panoramic și unul în belvedere, care este foarte, foarte bună și suficientă. Foarte mare restaurant, terasă și afară, și în interior și pe terasă. Șezlongurile sunt gratuite, sunt incluse, la fel și prosoapele. Eu zic că merită aici un concediu de câteva zile, pentru că este plăcut, este ca un fel de stațiune cu un complex așa închis. Bine, la propriu închis, că poate să intre și să iasă oricine, dar nu ai nevoie să te deplasezi. Eu n-am mai mișcat mașina de 5 zile, pentru că n-am avut nevoie să plec de aici. Cum eram, de exemplu, în Mamaia sau în Năvodari, tot timpul trebuia să iau mașina, să mai plec, să mai mă duc pe undeva. Aici nu este nevoie, n-ai nici stat de vacanță, cum e în Mamaia. Aici e mai pe liniște, așa, mai pe relaxare. Cam atât din ziua asta, a cincea. Ne mai auzim dacă este soarele.